Vă salut și bine ați venit din nou pe canalul meu la o nouă recenzie. O recenzie, după cum puteți vedea, pentru un parfum al casei Histoires de Parfums. O casă de parfumerie de nișă fondată în anii 2000 de către directorul artistic al acestei case, e vorba de Gerard Guichelin, iar parfumul face parte din colecția de personaje a acestei case de parfumerie. Mai amintesc din această colecție, pe lângă 1725, cunoscut ca și Casanova, mai avem 1828, Jules Verne, mai avem 1740, Marchizul de Sade și mai sunt și niște parfumuri dedicate doamnelor cu caractere sau personaje specifice genului respectiv. Astăzi însă mă opresc la 1725, parfumul care îl întruchipează din punct de vedere olfactiv pe Giacomo Girolamo Casanova, născut în 1725 la începutul secolului XVIII. E genul de parfum pe care cei de la Histoires de Parfum încearcă să transmită povestea acestui personaj prin intermediul unor note constituente ale parfumului care să dea tipul de senzație de parfum seducător sau un parfum de tip seducție, un parfum cu valențe romantice, un parfum care să nu fie prea strident sau prea masculin prin note excesiv de abrazive. E un parfum foarte bine șlefuit, un parfum, consider eu, care poate fi purtat în definitiv și de o doamnă dacă e pasionată de fujer oriental. Notele predominante în acest parfum, cu toate că este catalogat fujer, consider că este mai degrabă un fujer de tip ambros, un fujer de tip rășinos, pentru că în compoziția parfumului avem note care duc acest parfum într-o direcție mult mai rășinoasă, mai vanilată, dar fără să-i altereze această senzație sau această amprentă olfactivă de tip fujer. Un parfum frumos, un parfum, consider eu, excelent pentru vremea caldă. Am apucat să-l port și anul trecut pentru că sticla o am cumpărat-o, cred că anul trecut, undeva la începutul verii, deci aproape un an până când i-a intrat rândul la recenzie. Un parfum care mie îmi place în mod deosebit și ocupă un loc special în colecția mea. Până în acest moment eu de la Histoires de Parfum am, cred că, peste 6 sau 7 parfumuri. Nu e important numărul lor, cât faptul că această casă de parfumerie scoate niște produse care rezonează cu gusturile mele. Haideți să mă întorc înapoi la acest parfum. Casanova, 1725, anul nașterii acestui personaj care a făcut furori la începutul secolului XVIII printre doamnele și domnișoarele aristocrației italiene. Un parfum foarte interesant, un parfum de tip salon de frizerie, dacă e să-l descriu la modul cel mai brut, cu putință, cu toate că el are un alt tip de vibe, este mult mai cizelat, mult mai rafinat, dar păstrează această direcție de parfum fujer, tipic barbershop sau salon de frizerie. Dacă este să mă uit la compoziția acestui parfum, compoziția este foarte frumoasă, avem o deschidere aromatică. Pot să spun că îmi dă senzația de mușețel în deschidere, cu toate că nu avem mușețel în parfum, dar combinația notelor îmi dă senzația de parcă miros mușețel uscat în combinație cu note citrice. Asta e senzația care mă încearcă în deschidere. E o senzație frumoasă, o senzație foarte calmantă, consider eu, dar în același timp interesantă. Și pe parcurs parfumul evoluează într-o direcție rășinos-vanilată cu niște irizații de tip lavandă, fujer și note lemnoase din belșug. Haideți să vă spun compoziția acestui parfum. În deschidere sau în vârful piramidei avem lemn dulce, grapefruit, note citrice și bergamotă. În inima parfumului avem anason stelat și lavandă, iar în baza parfumului avem chihlimbar, cedru, lemn de santal, migdale și vanilie. Deci un parfum foarte frumos. Eu îl recomand cu toată căldura bărbaților care își doresc un parfum de tip fujer, dar mai deosebit. Un parfum care
n-o să dea pe spate prin notele de tip testosteron sau macho, ci mai degrabă transmite rafinament, transmite în același timp un temperament foarte reținut al parfumului, pentru că nu epatează, nu sare, nu zgârie. Și de aceea îl recomand prin prisma aceasta oricărui bărbat care își dorește un parfum bine făcut, cu note care nu sunt stridente, un parfum care transmite eleganță, clasă, un parfum care în același timp poate fi folosit și ca accesoriu de seducție dacă aveți întâlniri cu sexul opus. Și de aceea vi-l recomand prin toate aceste caracteristici ale parfumului, dacă vă doriți un parfum care să facă diferența din punctul de vedere al mirosului cu alte parfumuri din aceeași categorie. Un parfum creat în anul 2001 de către Gerard Ghislain și de către Sylvie Jourdain. Un parfum, așa cum v-am zis, foarte frumos. Un parfum care, dacă vă uitați pe anumite site-uri, veți vedea că este cotat sau evaluat foarte bine. Părerile vor fi împărțite ca întotdeauna, însă, după cum vedeți, prezentarea este foarte frumoasă. Avem o sticlă cu o geometrie rectangulară. Pe partea laterală avem numele parfumului, ca de altfel și ingredientele. Atomizatorul lucrează foarte bine. Avem și ambalajul aici. Dar trecând peste aceste, să-i spun eu, efecte vizuale, mergem înapoi la parfum și la ce face acest parfum. Îl recomand prin prisma a ceea ce transmite parfumul persoanelor de peste 25 de ani. Poate fi folosit de la o ținută de tip casual, elegant, până la o ținută de tip formal. Un parfum care poate fi folosit și la serviciu, ca de altfel și după serviciu. Deci dacă vă doriți un parfum care să-l folosiți pe întreaga durată de activitate a zilei, începând de la mersul la servici până și după servici, dacă aveți orice altă activitate unde vreți să mirosiți impecabil, să mirosiți masculin, să mirosiți deosebit cu un vibe de tip fujer, dar foarte bine finisat, încercați acest parfum. Din punctul de vedere al cantităților, parfumul vine încapsulat în 3 cantități, 15, 60 și 120 de mililitri. Sticla pe care o vedeți este de 120 de mililitri și vine la un preț de 165 de euro prețul de retail, cel pe care și producătorul l-are afișat pe site. Cantitatea de 15 ml vine la un preț de 38 de euro, iar cea de 60 de ml la 105 euro. Deci, din acest punct de vedere, nu este un parfum chiar foarte ușor accesibil financiar vorbind, însă vă garantez că îl puteți găsi pe anumite site-uri de discounteri în România, cred că undeva la jumătate de preț. Deci e posibil ca cantitatea de 120 de ml să o luați sub 100 de euro. Ceea ce consider că la ce transmite parfumul, la cum miroase, cum se comportă, merită. Performanța lui pe pielea mea este foarte bună, deci discut de un 8 ore plus longevitate cu o proiecție de 2 ore cel puțin. Parfumul se manifestă frumos, așa cum v-am zis, nu este gălăgios, nu are o proiecție, să-i spun eu, cu un siaj foarte mare, ci e mai degrabă o proiecție de tip discret, undeva la jumătate de braț. E perceptibil, în momentul când parfumul tinde să se retragă către nivelul pielii, el încă este de asemenea perceptibil. În momentul când mă mișc, de exemplu, încă mai simt parfumul, simt că degajă și, așa cum am zis, e un parfum de vreme caldă. Deci îl pot purta începând de la finalul primăverii, toată perioada verii și începutul toamnei, cu excepția zilor foarte caniculare, deci nu-l recomand când afară este foarte cald. Având în vedere că în compoziția parfumului avem note de tip rășinos, în special chihlimbaru, de asemenea mai avem și vanilia. Aceste note sunt suficient de dense și rășinoase ca să dea un efect invers atunci când este purtat la o temperatură prea ridicată. De asemenea, trebuie să vă gândiți că acest parfum are anason stelat și e posibil ca și acest ingredient să nu fie chiar foarte tolerabil pentru anumite persoane. De aceea rugămintea mea și recomandarea mea este: testați-l înainte de a vă decide dacă merită sau dacă nu merită.
Din punctul meu de vedere, dacă e să cataloghez parfumul performanță, felul cum miroase, versatilitate, acest parfum este de nota 9,5. Îl consider un parfum foarte frumos, îl consider un parfum unic, chiar dacă eu mai am în colecție parfumuri de tip fujer și amintesc aici de Beau de Jour, de la Tom Ford, am mai avut de asemenea Sartorial, de la Penhaligon's, însă acesta se diferențiază categoric peste ceea ce v-am spus. Deci surclasează din punctul de vedere al mirosului și al felului cum se manifestă parfumul de care v-am amintit. Deci e un parfum unic, miroase oarecum într-o direcție care a mai fost exploatată și de alte companii, însă din punctul de vedere al unicității, nota 9,5 din punctul meu de vedere. Ca să fac o concluzie și să închid acest clip, e un parfum pe care vi-l recomand, un parfum care merge și merită ca orice bărbat cel puțin să-l încerce și să constate dacă merge să îl adauge colecției. Un parfum care, da, va face diferența în momentul când îl purtați, va fi remarcat și cu siguranță va lăsa o impresie plăcută celor din jur. Închei aici acest clip, nota 9,5, ca să concluzionez, versatil, foarte potent din punctul de vedere al longevității, miroase impecabil, transmite clasă, rafinament și o direcție masculină, un parfum foarte solar din punctul de vedere al direcției alfa, masculin, un parfum pe care eu îl recomand cu cea mai mare căldură dacă vă doriți, așa cum am spus, un parfum deosebit de tip fujer. Acestea fiind spuse, n-am să mai continui cu alte explicații. Dacă aveți comentarii sau impresii vis-a-vis de acest parfum, nu uitați să le puneți în secțiunea de comentarii. Și acestea fiind spuse, să ne auzim cu bine data viitoare. Numai bine!